Din data de 5 noiembrie 2023 au ieșit de sub incidența legii prevenirea mai multor contravenții, care ar urma să fie sancționate direct cu amenzi, fără ca autoritatea de control să fie obligată să solicite anterior conformarea și să emită un plan de remediere. Vor fi amendați direct comercianții care refuză plata cu cardul, nu înmânează bonul fiscal clientului, nu îndeplinesc la termen obligațiile de declarare a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informație în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora. Vor fi direct amendați. De asemenea, se vor aplica direct amenzi și în cazurile privind nedepunerea în termen a chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la sosirea în România, nedepunerea chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la plecarea din România de către persoanele obligate potrivit codului fiscal. Acestea se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de lei. De asemenea, potrivit măsurilor adoptate anterior, începând cu 1 ianuarie 2024, angajații cu vechime mai mare de 2 ani nu mai pot fi plătiți cu salariul minim pe economie.